Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Proiectul nostru de suflet, Medici Români în Europa, realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, continuă. Astăzi suntem în Franța, la Strasburg. Strasburg, un oraș cosmopolit din inima Europei, cea de-a doua capitală diplomatică a Franței, unde lucrează peste 3.000 de români. Echipa emisiunii Prețuiește Sănătatea a mers special în capitala Alsaciei pentru a-l întâlni pe medicul Radu Lupescu, un român stabilit de peste 30 de ani în Strasburg, un doctor foarte apreciat de colegi, pacienți și autoritățile centrale franceze, un medic ce și-a format prin muncă susținută și dăruire o carieră solidă în afara României, dar care nu și-a uitat rădăcinile. Să facem un arc peste timp și să ne întoarcem în 1989, moment în care Radu Lupescu era student în anul întâi la medicină în România. În timpul evenimentelor din decembrie 89, a fost unul dintre cei care a mers în spital să acorde primul ajutor răniților. După 90, își dorea o schimbare în sistemul medical românesc, fapt ce nu s-a petrecut prea curând, drept pentru care a abandonat Facultatea de Medicină din România și pentru că vorbea foarte bine limba franceză, a ales să plece în Franța, la Strasburg, unde a luat-o de la capăt și a devenit student al Facultății de Medicină din capitala Alsaciei. Francezii sunt renumiți pentru că au unul dintre cele mai dure sisteme de educație medicală. Doar aproximativ 10% dintre studenții de anul întâi reușesc să treacă în următorul an de studiu. Radu Lupescu nu doar că a trecut în anul al doilea, dar a terminat facultatea al 10-lea din promoție, în condițiile în care a fost nevoit să se întrețină în timpul studiilor. Ziua învăța, iar noaptea muncea la un azil de bătrâni. Astăzi, Radu Lupescu este un anestezist renumit în Franța, cu o carieră strălucită. Este reprezentantul medicilor care își desfășoară activitatea într-una dintre cele mai mari și moderne clinici private din Strasburg și președintele Asociației Medicilor din acest spital. Pentru eforturile sale și capacitatea organizatorică remarcabilă de care a dat dovadă în lupta cu pandemia de COVID-19, dar și pentru întreaga carieră de anestezist, medicul Radu Lupescu a fost decorat în 2020 cu Ordinul Național al Meritului de către președintele francez Emmanuel Macron. Mulțumesc foarte mult că ne-ați primit la dumneavoastră aici, în clinica dumneavoastră. Sunteți argint viu și mulțumesc tare mult pentru că, deși sunteți de gardă, ne-ați strecurat și pe noi într-un program atât de încărcat. Mulțumesc că ați venit și salutări telespectatorilor. Aș vrea, domnule doctor, pentru că poate telespectatorii își doresc mai mult să afle despre dumneavoastră. Ați plecat de acasă într-un anume moment? V-ați gândit vreodată să deveniți medic de mic sau poate mai târziu? Cum a fost plecarea și pur și simplu acomodarea cu noua dumneavoastră țară? Am dorit să devin medic deja din clasa a șasea. Eram convins că voi fi medic, asta a fost ideea și n-am părăsit ideea, deci am fost convins de asta de la început. Și bineînțeles, pe vremea aceea credeam că voi fi medic în România, deci am dat la Facultatea de Medicină din România și după Revoluție, deci în 1991, am venit în Franța, la Strasburg, unde am reînceput studiile de medicină, pentru că pe vremea aceea nu era absolut nicio echivalare, deci trebuia reînceput pentru a avea posibilitatea de a exersa în mod normal în Franța. Deci am redat concursul de anul întâi și până am făcut facultatea în Strasburg și rezidențiatul tot în Strasburg și după care mi-am continuat cariera tot aici, deci n-am mai plecat din Dar oraș. Anestezia, până la urmă, terapie intensivă, cum ați ales-o? Asta a fost foarte interesant, pentru că nu este neapărat opțiunea care mi-a venit mai întâi la epoca respectivă, dar întâlnirile ne fac, de fapt, să alegem o cale sau altar și rezidentul pe care l-am avut în stagiul din studenție în anestezie, rezidentul era un,
un om foarte deștept, foarte și mi-a dat pur și simplu cheful de a face specialitatea asta, pentru că am putut să discut mult cu el despre faptul că este o disciplină tehnică, deci sunt lucruri palpabile de făcut, este și partea de terapie intensivă, este și o parte de reflecție, deci mi s-a părut interesantă și că înglobează o groază de lucruri care îmi plăceau la respectivă, dar nu a fost prima mea opțiune, dacă m-ați fi întrebat în anul 4 sau 5 de facultate, v-aș fi răspuns mai degrabă cardiologia sau neurologia sau chiar chirurgia cardiovasculară și până la urmă m-am orientat către anestezie reanimare, dar n-a fost deloc o alegere by default. Deci asta chiar am vrut să fac și am luat primul stagiu, pe vremea aia anestezia era inclusă în specialitățile medicale și am ales primul stagiu de 6 luni în anestezie terapie intensivă, gândindu-mă, da, să încerc, să văd dacă îmi place sau nu și până pot să schimb eventual și n-am mai schimbat, deci am avut toate stagiile în specialitatea asta. Da, este foarte interesant pentru că până la urmă este cea mai complexă specialitate dacă ne gândim, pentru că trebuie să știți absolut totul despre corpul uman. Cred că toate specialitățile se reunesc aici. Toți au nevoie de dumneavoastră atunci când vorbim și de chirurgie și de alte intervenții și este greu, este foarte greu. Este greu și problema faptului că facem gărzi până la pensie, deci asta este și trebuie să fii vigilant în orice moment. N-aș spune că este specialitatea cea mai dificilă, dar este o specialitate care este într-adevăr dificilă, pentru că o urgență poate apărea în orice moment. Și deci, practic, știm că 99,99% din cazuri totul se va petrece perfect, dar trebuie să fim pregătiți pentru acel 0,01% când poate să fie o problemă. Alo, vii? Eu văd pe un coleg echipă... D'accord, tout de suite. Merci. Merci. Din poate sunt de gară, trebuie să vă părăsesc câteva minute și mă întorc imediat. Da, niciun fel de problemă. Am și spus de la început că am asumat acest interviu pe garda dumneavoastră, așa că vă rog să mergeți și revenim. Continuăm. Perfect. A trebuit să întrerupem câteva minute interviul cu doctorul Radu Lupescu, deoarece, fiind de gardă, era nevoie de intervenția lui în clinică. Bun. Mă iertați, dar avem în clinică cam între 70 și 80% din operații se fac în ambulatoriu. Deci sunt ambulatoriu în Franța înseamnă chirurgie de mai puțin de o zi. Deci sunt persoane care vin și pleacă în aceeași zi și pe persoana care aștepta să plece acasă s-a simțit rău și a trebuit să merg să văd ce se întâmplă. Dar e bine. Niciun fel de problemă. Încă o dată spun, am asumat acest interviu pe garda dumneavoastră. M-aș întoarce puțin la perioada în care ați plecat totuși din România. Erați foarte tânăr, ați plecat, așa cum ați spus, pentru că vă simțeați mai puțin confortabil acasă? Era o problemă anume? Eram, când a venit Revoluția, eram în anul întâi la medicină și, din păcate, știm cu toții că în primii ani lucrurile nu au luat-o chiar pe făgașul pe care îl doream. Deci, după enormul entuziasm din primele zile după Revoluție, a venit și o dezamăgire totuși, pentru că nu era clară direcția în care o lua România și, deci, atunci am decis că probabil pentru care era de medic, ar fi mai interesant să continui în altă țară. Și Franța a fost o alegere evidentă pentru mine, că vorbeam deja franceza și avusesem șansa ca să fi fost plecat în Algeria cu părinții mei când eram mic și am avut o școală franceză în Algeria, grație părinților mei care au plătit practic o treime din salariul lor pentru asta, pentru că era gratis pentru francez, dar era, bineînțeles, cu plată pentru ceilalți. Deci mi-au dat la școala franceză, deci vorbeam deja franceza bine când am plecat, deci asta a facilitat, bineînțeles, integrarea aici. Fiind student, sigur, adică ați intrat pur și simplu și ați făcut toată facultatea aici? Deci este o diferență între România și Franța. În România, examenul de admitere se dă înainte de anul întâi. Da. Aici examenul este practic anul întâi. Deci toate examenele din anul întâi sunt materiile de examen pentru a trece în anul 2. Deci doar cam 10% trec în anul 2 de medicină. Deci am reînceput în început anul întâi
cu marele avantaj de a fi avut deja anul 1 și 2 în România și școala în România, cel puțin la nivel teoretic, este foarte bună. Deci avem noțiuni foarte clare de anatomie, de fiziologie și așa mai departe, care m-au folosit foarte mult în anul 1 aici. Așadar, și ați terminat facultatea, am vorbit despre specialitatea pe care ați ales-o și pe care nu o regretați nicio secundă. Aveți un grup de medici români prieteni. V-ați căsătorit aici? Da, m-am căsătorit inițial cu o colegă de facultate care era franțuzoaică, dar care din păcate avea o malformație cardiacă și din păcate a decedat când acum ani în urmă. Și m-am recăsătorit după aceea cu deci o româncă. Da, avem prieteni, bineînțeles, și francezi și români, dar este comunitatea română este foarte mare în Strasbourg și în Franța în general, deci avem prieteni și români și francezi, bineînțeles. La clinică aveți și pacienți din România? Da, avem și medici din România și pacienți din România. Sunt mai multe tipuri de pacienți, de fapt. Sunt pacienții români care stau în Strasbourg sau în prejurimi care vin în clinică, pentru că clinica noastră începe să fie destul de bine cunoscută și renumită în Strasbourg. Deci avem, practic, aproape jumătate din pacienții care sunt operați în Strasbourg sunt operați aici în clinică, undeva la 42-43% din tot orașul, deci mai multă chirurgie aici decât la Spitalul Universitar, de exemplu. Dar avem și pacienți care vin din România pentru a fi operați și se întâmplă destul de des să am solicitări în acest sens de la persoane, ori persoane pe care le știu din România, ori persoane care sunt recomandate de alți medici care, bineînțeles, stau în România și ar vrea să fie operați aici pentru că nu au găsit ceea ce le convine în România, ori nu au găsit specialistul bun, ori culmea, dar poate să coste mai puțin în Franța decât în România pentru pacient și deci vin aici unde întrebăm cât va costa tot operația la clinică și de multe ori surprize sunt plăcute pentru pacienții români, cât costă mai ieftin să fie operat în Franța decât în țară uneori. Așadar, pentru ce ar veni sau pentru ce vin pacienții cam de români? Toate. Deci am avut toate specialitățile? Da, am avut pacienți pe ortopedie, pe și chirurgie toracică și am avut cam toate specialitățile se întâmplă. Bine, nu sunt pacienți pe care avem în mod foarte frecvent, dar sunt mai mulți pacienți pe an care vin și care sunt operați și în care încercăm să rezolvăm cu clinica să facem în așa fel încât să poată să fie operați aici. Asta înseamnă că, de fapt, în acest moment clinica are toate specialitățile dezvoltate. Este o clinică mai ales chirurgicală, de avem un serviciu de medicină internă, avem, bineînțeles, gastroenterologie, dar este, în mod esențial, o clinică chirurgicală și avem o maternitate. Suntem, practic, 300 de medici care intervenim în clinică, de care am jumătate în mod regulat și, da, avem specialități chirurgicale destul de importante, deci o chirurgie vasculară, avem deci cardiologie intervențională, chirurgie toracică, ortopedie, urologie, chirurgie digestivă, nu chiar neurochirurgie, dar chirurgie deci spine surgery, cum zic americanii, deci oftalmologie, da, sunt multe specialități. A spus că aproape jumătate din populația Strasbourgului are nevoie de serviciile, apelează la serviciile dumneavoastră, ceea ce este un lucru extraordinar. Ați putea să-mi spuneți cum s-a dezvoltat anestezia de-a lungul timpului? Anestezia este o specialitate destul de nouă, în definitiv, pentru că, practic, s-a dezvoltat în a doua jumătate a secolului XIX, la care am avut primele anestezii. Primele anestezii generale au fost făcute cu gazul hilarant, de fapt, în Statele Unite, în care și-au dat seama când respirau și se distrau la circ, practic, că nu simțeau dacă s-au lovit, deci un medic și-a dat seama că nu a simțit deloc că este rănit și nu și-a dat seama că sângerează. Și asta a dus la primele experimente cu pacienți făcute de către un dentist, deci au fost primele anestezii, deci cu protoxidul de azot, cu gazul hilarant, și care la început nu au fost chiar contate cu succes, reușite. Pentru că chiar reușite, pentru că unii din primii pacienți mureau din cauza că nu se știa faptul că trebuie combinat cu oxigen și deci a fost bâlbâiel la început, înainte să se dezvolte lucrurile în mod clar și evident și științific.
Și pe de altă parte, partea de anestezie locală vine tot din secolul al XIX, unde și-au dat seama că derivatele de cocaină, de fapt, cocaina era utilizată de șamanii din America de Sud pentru a intra în transă, dar și-au dat seama că anestezia limba și deci că puteau să scuipe în definitiv pe plagă și pe o plagă sau pe un abces și era o anestezie de suprafață și puteau să incizeze după aia fără durere, deci era grație șamanului și proprietăților lui, dar de fapt era din cauza proprietăților cocainei și după aceea s-a dezvoltat derivate din cocaine care au dus la anesteticele locale pe care le folosim și primele rachianestezii, de exemplu, au fost făcute în secolul XIX, la 1895 sau 99, nu mai țin exact, la câine. Deci în care și-au dat seama că injectând un produs în lichidul sevarohidian, deci nu mai își mișca picioarele din spate și deci au fost primele rachianestezii făcute la sfârșitul secolului al XIX-lea. Deci, și pe urmă, bineînțeles, lucrurile s-au dezvoltat mai ales după al doilea război mondial și a devenit o specialitate de ține stătătoare și care este, cred, foarte importantă și au fost, pe urmă, etape care au fost parcursă mai târziu. De exemplu, în Franța este singura specialitate medicală care are un decret. Decretul siguranță, care a fost dat în 1984 și care fixa niște reguli importante pentru siguranța în anestezie. Sala de trezire obligatorie, pentru că până atunci erau clinici sau spitale în care mai se întâmpla că un pacient să fie trimis direct în salon după operație și deci era un număr de complicații și de decese care era important. Este similar cu postoperatorul? Deci asta este sala de trezire, sau serviciul de reanimare, unde se folosește în România, dar aici avem, se numesc sala de supraveghere post-intervențională, care este chiar în bloc operator și unde toți pacienții trec prin aceste săli, uneori doar pentru 5 minute, dacă există o anestezie, de exemplu, regională, dar totul nu trece prin această sală de supraveghere post-intervențională. Un alt punct important al acelui decret a fost instaurarea și obligativitatea consultației de preanestezie. Deci toți pacienții care merg în care au anestezie trebuie să fie văzuți în afara urgenței cu 48 de ore cel puțin înainte de operație și acolo se verifică antecedentele pacientului, tratamentele, se pot cere consultații suplimentare și se stabilește strategia anestezică, ca să spun așa. Deci este ceva foarte important care, din păcate, deocamdată în România nu este chiar clar. Este o discuție cu pacientul înainte de operație, vine un medic anestezist și discută cu el. În general, sigur, sunt lucrurile cunoscute. Ce vreau să vă întreb este... Vă rog. A discuta cu un pacient înainte de operație este una, a vedea pacientul cu câteva zile înainte, a stabili care sunt medicamentele care sunt de pacient, care sunt medicamentele care trebuie oprite, care sunt medicamentele care trebuie înlocuite cu un alt medicament care este compatibil cu anestezia, care este consultația de cardiologie sau de pneumologie care trebuie făcută înainte. Toate lucrurile astea, dacă sunt verificate înainte, deci ameliorează actul anestezic și ameliorează siguranța pacientului. Și asta este o chestie care este ceva foarte important. Și facem și noi vizita preoperatorie, adică vedem pacientul cu câteva minute înainte de a dormi, în care verificăm că, bineînțeles, că este pacientul bun, că a respectat... N-a intervenit ceva, că, bineînțeles, nu a mâncat, că a oprit medicamentele cum trebuie și așa mai departe, verificăm ce va fi operat, dacă este stânga, dreapta și așa mai departe, asta este o chestie obligatorie, bineînțeles. Dar asta este a doua etapă. Deci prima etapă a fost consultația la distanță de intervenția chirurgicală și a doua etapă este vizita preanestezică care este făcută ori cu o seară înainte dacă pacientul este spitalizat, ori dimineața înainte de operație. Știți că pacienții au adesea rețineri atunci când vine vorba despre o intervenție chirurgicală gândindu-se tocmai la anestezie. Mulți spun că nu este bine să faci o anestezie generală pentru că totul se oprește forțat. Se oprește creierul, spun ei, funcționarea lui forțat din cauza unor medicamente. Haideți să încercăm să lămurim științific ce se întâmplă de fapt atunci când pacientul are nevoie de o anestezie generală și de fapt ce înseamnă această anestezie generală și după aceea tot ce se poate spune la acest capitol. Bineînțeles, este o diferență între o anestezie de 8 ore sau de 10 ore pentru o operație foarte importantă și o operație scurtă de o jumătate de oră sau de o oră făcută sub anestezie generală.
trebuie știut că actualmente medicamentele pe care le folosim sunt practic toate on-off. Deci inducem anestezia și practic atunci când s-a terminat actul operatoriu, îl trezim în următoarele minute. Și în 99% din cazuri nu există nicio urmare și nu pacientul se trezește pur și simplu ca și când ar fi dormit, ca și când ar fi făcut o siestă de o oră. Sunt, bineînțeles, cazul la persoane în vârstă, cu operații mari mai departe, în care mai sunt confuzii postoperatorii, de exemplu, dar sunt cazuri totuși destul de rare. Deci, pacientul lambda, fără antecedente majore, nu ar trebui să se teamă de o anestezie generală, pentru că, în definitiv, nu se teme când se duce să se culce seara sau când face o siestă după amiază. Deci este, dacă vreți, același risc să ai o problemă după anestezie ca riscul să ai un accident de mașină sau de avion când iei avionul. Sunt riscuri foarte mici care sunt calculate. Dacă pacientul are o antecedente cardiace, de exemplu, și astea se pot lua în calcul și pacientul este trimis la cardiolog, se stabilește o strategie împreună cu cardiologul, dacă se poate face intervenția, dacă trebuie mai întâi o intervenție cardiacă înainte de a face intervenția chirurgicală respectivă. Deci se poate minimiza riscul și operăm pacienți care uneori au boli cardiace în stadiu avansat, operăm pacienți de centenari de la clinică. De exemplu, am avut nu de mult o pacientă de 100 de ani care a fost operată de o proteză de șold în ambulatoriu, adică a venit dimineața și a plecat seara acasă și tot a fost perfect pentru ea. Deci, dar bineînțeles, toate acestea se calculează, se discută riscul cu pacientul. Sunt pacienți care știu că au patologii grave și că pot să aibă consecințe postoperatorii, dar preferă să ia riscul unei operații pentru că, din punct de vedere funcțional, de exemplu, nu mai suportă să aibă dureri și așa mai departe. Deci, important este comunicarea și cu pacientul și cu colegii și să știm unde mergem și ce facem. Asta este primul lucru foarte important și al doilea este, în caz că se întâmplă ceva, cum comunicăm cu pacientul și mai ales cum analizăm erorile care au survenit ca să nu se mai întâmple a doua oară. Și asta este cultura de risc și de gestiune a riscului. Asta este ceva foarte important care este la începuturi în România deocamdată. Deci nu ne e teamă să discutăm despre erorile survenite și deci în clinică eu sunt responsabil cu gestiunea de risc și organizăm în mod foarte regulat RMM, se numesc, deci reuniunile morbi-mortalitate, deci toate cazurile în care s-a întâmplat ceva, chiar dacă pacientul nu a avut nicio consecință, dar dacă s-a întâmplat ceva neobișnuit, discutăm de, bineînțeles, de complicații, discutăm de decesele neobișnuite, deci sunt pacienți care sunt în vârstă și au deșteptat un pacient într-o secție. Ok, analizăm, este un pacient care are în fază cancer, fază terminală, sau s-a întâmplat ceva și trebuie să înțelegem dacă a fost toate cazurile astea ce se discută și vedem, s-a produs o eroare și dacă da, cum nu căutăm deloc cine este vinovatul. Asta nu contează. Și îndreptarea acelei erori, că asta este să înveți ceva dintr-un... Exact. Cum facem ca să creăm barierele necesare să nu mai se întâmple a doua oară? Și asta este ceva care este foarte important în cultura medicilor în Franța, dar mai ales în anestezie. Deci asta este ceva cu care ne ocupăm în mod regulat. Până la urmă, anestezicul administrat în intervenția aceasta pentru anestezie generală înseamnă, de fapt, o sumă de medicamente. Da. Unul este ca să-l adoarmă, da. Altul este să nu simtă durerea. Ce ar mai fi? Pentru... Sunt asocieri între medicamente. Bineînțeles, sunt unul sau două medicamente care îl fac să adormă și ca să întrețină starea de adormire, să-i spunem așa, da. Anestezie. Sunt medicamente în puterea durerii, dar de multe ori se fac asocieri, pentru că încercăm să diminuăm, de exemplu, cantitatea de morfină și orice, asociem un alt medicament este o sinergie între aceste medicamente. Sunt medicamente pe care le dăm pentru a lupta împotriva vomei, substanței de vomă postoperatorii, mai ales la femei, care sunt mai susceptibile să aibă aceste dezagremente în postoperatoriu, dar este foarte important, că în definitiv degeaba am făcut operații în care au reușit și dacă pacientul vomează timp de ore în șir după aia, este un eșec și este o experiență extrem de dezagreabilă pentru pacient. Și deci este o asociere de practic 7-8 medicamente pe care le dăm și, bineînțeles, și medicamentele care luptă împotriva durerii
înainte să apară durerea, pentru a fi sigur că, că este un confort postoperatoriu. Deci, pentru un anestezist, un pacient pe care îl doare în postoperatoriu este practic un eșec. Deci, trebuie să facem în așa fel încât să nu îl doară sau să fie dureri, dureri foarte limitate în postoperatoriu. Deci, asociem de multe ori anestezie generală cu anestezie regională. Deci, unde adormim deci oră peridurală toracică, de exemplu, pentru o operație de, de chirurgie toracică sau un bloc paravertebral, se numește adormim un membru superior, un membru inferior și așa mai departe, deci pentru a face în așa fel încât pacientul să aibă o experiență cât mai pozitivă, cât mai agreabilă posibil după intervenția chirurgicală. Supravegheați continuu, medicul anestezist nu pleacă niciodată de la căpătuiul bolnavului până când operația nu s-a încheiat și îl vede restabilit și totodată cea mai lungă perioadă în care un pacient poate să rămână sub anestezie, am văzut intervenții de 14 ore, am văzut intervenții chiar mai mari de 14 ore. Este foarte rar la noi în clinică să avem intervenții foarte lungi. Deci, intervențiile cele mai lungi pot să fie o intervenție complicată pe chirurgie toracică care durează 4 ore sau 5 ore sau de urologie de sub robot în care sunt complicații în care poate să dureze 4-5 ore, dar este rar să fie mai mult de atât. Dar în Franța, organizarea noastră este următoarea. Deci avem medici anesteziști, dar și asistente specializate pe anestezie, care sunt asistente care au făcut, după ce au devenit asistente medicale, au făcut 2 ani de cursuri, este la un nivel de master, și care permite să desfășoare un cursus, un curriculum foarte exigent, în care în 2 ani au practic 2000 de ore de cursuri și stagii, sunt 18 săptămâni de stagii, deci este ceva foarte, foarte important. Și aceasta permite să avem un personal competent care sunt cu noi în sală și deci eu pot să fiu pe 2 sălci, să am o asistentă de specialitate într-o sală și una în altă sală fără nicio problemă și, bineînțeles, dacă apare ceva, avem deci anestezistul studentor și avem și backup-ul, ceea ce sunt eu astăzi, deci un anestezist suplimentar care se ocupă de urgențele din clinică și care poate să fie disponibil în orice moment. Deci, ele sunt bariere de siguranță. Faptul că în România suntem încă la stadiul în care un anestezist trebuie să fie prezent în sală este o risipă de resurse medicale, după părerea mea. Este o risipă de resurse medicale pentru că în același timp acel anestezist, când face o gardă, înseamnă că a doua zi după lucru trebuie să fie la lucru și se știe că un anestezist după 24 de ore de gardă este într-o stare ca și când ar fi beat. Ați accepta ca un anestezist beat să se ocupe de dumneavoastră? Nu cred, sau un chirurg. Deci este în mod obligatoriu ca după cele 24 de ore de gardă să se ducă să se odihnească. Asta am organizat între noi, de exemplu. Deci după 24 de ore de gardă merge acasă, nu te mai ocup de nimic. În același timp, anestezistul care este în sală nu poate să se ducă să facă o consultație de anestezie. Și mai departe. Deci, faptul de a nu reuși să combini prezența unui anestezist cu prezența unui personal format și diplomele acestea sunt... Deci eu am total încredere într-o asistentă care vine cu acest curriculum. Știu că a terminat școala de asistente de anestezie, se numesc infirmiere, infirmiere în franceză, dar nu este același lucru. Deci asistente pe anestezie, știu că când a terminat cursul ăsta, că știe să răspundă la majoritatea situațiilor, bineînțeles, în colaborare cu anestezistul și, bineînțeles, când le angajăm, este o perioadă de încercare de între 2 și 6 luni, dar în imensa majoritatea cazurilor sunt perfect formate pentru a se ocupa de pacienți. Și asta este, din păcate, un minus în România, pentru că deocamdată nu avem această valență și de aceea este un ordin de... Nu, se numește ordinul 1500, care spune că în fiecare sală trebuie să fie un anestezist în țară și este un pic anacronic. Dacă ne uităm la Franța, Germania, Belgia, Statele Unite, numai în România se întâlnește această obligativitate. Chiar dacă medicamentele administrate ar permite o durată mai lungă de anestezie, să zicem, pacientul este trezit în momentul în care s-a încheiat efectiv intervenția. Asta înseamnă că el va primi o altă doză de medicamente, alte medicamente, care într-un fel să le anuleze pe primele, să-l ajute la trezire. Da, uneori da, într-adevăr, de exemplu, pentru medicamente care paralizează mușchii, de exemplu, care se pot reversa, sunt medicamente, dar în general este și vor de strategia, deci știm cât va dura și reinjectăm medicamente în așa fel încât ca efectul lor să se termine atunci când dorim să trezim pacientul.
și pacientul este trezit în minutele următoare dacă toate condițiile sunt împlinite pentru a-l trezi. De exemplu, un pacient care are un stent coronar, care este cardiac, și care la sfârșitul operației, deși îl încălzim perfuziile, avem un fel de cuverturi ca să mențină pacientul la o temperatură ridicată, știți că în sălile de operație sunt 19-20 da, grade da, maxim, tocmai pentru a nu permite dezvoltarea bacteriilor, dar pe de altă parte, pentru un pacient cardiac, frisoanele postoperatorii sunt echivalentul unei probe de efort. Deci el poate să facă un infarct postoperator din cauza că a tremurat după aia dacă nu ne-am ocupat de chestia. Deci totul este important. Și deci un pacient care iese din anestezie și este la 35 de grade, de exemplu, îl menținem adormit în sala de trezire, îl încălzim și când ajunge la 36-37,2, atunci îl trezim ca să nu aibă disconfortul acela și mai ales să nu antreneze complicații cardiace de postoperatorii. În general, când este administrată această anestezie generală? Când trebuie? În ce tipuri de intervenții se recurge la anestezie generală? Sau nu e o regulă? Sau e o regulă? Asta nu este o regulă pentru că depinde de intervenție. Depinde și de obiceiul chirurgilor, pentru că sunt chirurgi care sunt... Să luăm exemplul unei operații de umăr. Așa. Sunt operații care se pot face sub anestezie regională. Deci putem să adormim plexul brachial, deci la nivelul gâtului, și să adormim umărul și să se facă intervenția chirurgicală fără un complement de anestezie generală. Dar pacientul poate să nu fie confortabil cu această idee și să spună prefer să dorm. Bineînțeles, trebuie luat în calcul ce spune. Acererea lui. Chirurgul poate să spună. Eu sunt mai... obiceiul meu este să fac sub anestezie generală. Mi se pare că relaxarea musculară este mai bună sub anestezie generală și aș vrea să-l adorm. Deci, în afară unei contraindicații, bineînțeles că îl adormim. Deci, este dificil să răspund în mod general la întrebarea pe care l-ați spus-o, dar... Și iarăși, strategia aceasta se discută cu chirurgul, pentru că uneori ceea ce este obișnuit nu este ceea ce trebuie să facem din cauza pacientului sau să luăm un exemplu. De exemplu, avem un pacient care are o insuficiență respiratorie. Știm că acest pacient, dacă are insuficiență respiratorie, dacă fac un bloc pentru chirurgia de umăr, pot să am o paralizie a unui nerv care duce la diafragmă, deci să respire mai rău postoperator. Deci ne punem întrebarea, facem această anestezie care este foarte bună pentru a nu simți durerea în postoperatoriu sau găsim o altă soluție. La fel, anestezie generală pentru acest pacient care are o insuficiență respiratorie vine pentru o proteză de genunchi. Probabil este mai bine să se facă o subrahianestezie decât să-l adorm și să-l intubez și nu știu dacă extubarea poate să se facă în condiții foarte bune. Deci, vedeți, discuția este practic de la caz la caz. Și discuția se face cu chirurgul, bineînțeles. Mi-ați explicat foarte clar faptul că nu putem spune în ce intervenții chirurgicale trebuie să folosim anestezia generală. Dar există mai multe tipuri de anestezie, le explicăm mecanismul lor. Ar fi anestezia locală. Anestezia locală este practic o anestezie în situ operator. De exemplu, dacă aveți o plagă, v-ați tăiat cu un cuțit în bucătărie și ajungeți la urgențe. Se poate face o anestezie strict în locul în care este rana. Asta este o anestezie locală care poate să fie făcută de chirurg eventual, fără nicio problemă. Asta este locală. Nu se comoda cu anestezia regională. De exemplu, dacă când ați făcut plaga respectivă ați atins un nerv sau ați atins un tendon care trebuie suturat, asta trebuie făcut o microchirurgie, deci trebuie făcut sub lupă, trebuie să fie pacientul imobil și poate să dureze o jumătate de oră, o oră, și în cazul ăsta este mai bine să adormi brațul în întregime. Și deci se poate face la diferite nivele, de exemplu un bloc axilar, și asta este blocăm transmisia nervoasă între creier și mână, deci nu mai poți mișca pentru că nervii care dirigează mușchii nu mai funcționează și pe de altă parte durerea nu mai poate ajunge la creier pentru că este blocat acolo unde a făcut blocul nervos sau anestezia regională. Asta ar fi a doua categorie. Anestezia generală, cum am spus mai devreme, deci este când adormim practic în organismul în întregime. Și mai este o nuanță care ar fi sedarea sau algosedarea, în care pacientul nu este total adormit, deci continuă să respire singur, dar este între două ape, să spunem așa, pe care putem aplica pentru gesturi care nu sunt foarte dureroase. Și diferența uneori între anestezie generală și sedare este destul de fină, pentru că, de exemplu, pentru o colonoscopie, veți veni și în Franța, exact, facem anestezie practic generală, se numește
sau sedare profundă, dacă vreți, în care injectăm un medicament, deci pacientul pierde contactul cu realitatea, să spunem, doarme, dar continuă să respire singur. Deci ajutăm cu un pic de oxigen și deci nu simte durerea intervenției și este mult mai confortabil pentru pacient și se trezește practic singur la sfârșitul intervenției, care durează între 20 de minute și o jumătate de oră. Deci cam asta ar fi tipuri de anestezie care pot fi combinate. Deci așa cum spuneam înainte, putem să facem o anestezie generală și o anestezie regională, deci nu este nicio contraindicație de a face pe amândouă. Dacă două anestezii pot fi făcute simultan. Da, cum spuneam, deci putem să adormim umărul și putem să adormim complet pentru confortul pacientului sau pentru că intervenția va fi foarte lungă și mai departe. Am văzut că se practică și anestezii la naștere. Da, deci este epidurală sau peridurală, exact. Cum se numește în Franța, care este făcută pentru a evita durerile nașterii, da? Pentru că contracțiile sunt dureroase la un moment dat și, pur și simplu, nașterea în sine poate să fie dureroasă și, în general, ce se face în Franța este, deci punem o epidurală în funcțiune când a început travaliul, când începe să fie clar că urmează nașterea naturală. Urmează nașterea în 2-3 ore sau 4 sau 5 ore, mai mult. Și asta are un alt avantaj, pentru că având deja un cateter epidural în funcție, care funcționează, putem să trecem la, de exemplu, dacă este o cezariană care este decisă, se poate trece în cezariană, reinjectând în cateterul care este deja pus înainte. Și asta, deci, facilitează, să spunem, anestezia pentru o cezariană. Cezariene nu sunt foarte frecvente în Franța, deci nivelul de cezariene într-o maternitate este considerat, cu cât numărul de cezariene este mai mare, cu atâta se consideră că maternitatea este mai slabă. Deci procentajul de cezariene trebuie să fie mic în mod normal, pentru că trebuie să valorizăm o naștere naturală și când este o cezariană, bineînțeles, să fie în așa fel încât pacienta să poată participa. De aceea, de multe ori, nu spun pacientului că veți avea o cezariană, ci veți avea o naștere pe altă cale. Naturală, deci, o naștere naturală. Deci, în loc se spune pavoa bas, deci pe cale joasă, da. Și se spune pavoa haut, deci pe cale înaltă, cum ar veni. Deci, și insist pe acest lucru, pentru că pentru pacientă poate să fie un eșec. Să consider că ea n-a fost destul de bună, n-a făcut ceea ce trebuie pentru a da naștere normal, între ghimele, unui copil. Ori nu este un eșec. Uneori trebuie să trecem în cezariană, pentru că vedem că nou născut, bebelul nu suportă bine contracțiile, poate să aibă un cordon în jurul gâtului sau știu eu ceva care face să nu fie confortabil și trebuie scos rapid ca să nu aibă sechele. Și bineînțeles, trebuie să facem în așa fel să nu fie considerat un eșec sau să fie trăit din punct de vedere negativ de către pacient. Și de aia o anestezie generală este rarisimă în Franța pentru o cezariană. Facem în măsura posibilă, ori reinjectăm în cateterul epidural, ori facem o rahianestezie pentru ca ea să poată participa la naștere. Da, la rahianestezie era iar o mică problemă, poate fi un mit întotdeauna. Pacienților le era teamă de această anestezie, de teamă sigur să nu fie atins, că este în mădvă. Este un mit. Este un mit. Acolo unde facem anestezia pentru rahianestezie, practic nu mai există măduvă, deci sunt doar filicele nervoase care se numește coada de cal, dacă vreți, deci, și sunt înconjurate de un lichid care se numește lichidul cefalorahidian. Și noi injectăm produsul în această regiune. Bineînțeles, verificăm dacă este o infecție la nivel cutanat, nu o să facem o injecție într-o zonă infectată și cu riscul să ducem bacterii la nivelul lichidului cefalorahidian și care poate da o meningită, de exemplu. Dacă sunt probleme de coagulare, deci bineînțeles nu vrem să fie un hematom, clasicul hematom care va comprima celulele nervii și poate să dea o paralizie. Dar astea sunt excepționale, dar sunt contraindicații pentru acest tip de anestezie. Era problema că poți avea dureri de cap după ce te trezești. O complicație. Și obligatoriu să iei o cafea ca să nu ai aceste dureri de cap. Este un mit, dar care are o bază științifică. Deci, sunt mai multe tipuri de ace pentru a face o rahianestezie și sunt ace care sunt mai traumatizante decât altele. Problema apariției durerilor de cap postoperatorie sau sindromul post-rahianestezie, de fapt, este dat de scurgerea lichidului cefalorahidian prin mica găurică care s-a făcut acolo.
Și asta se întâmplă mai ales când te ridici în picioare și atunci fiind mai mult, mai puțină presiune în sistem, cum ar veni, deci practic se tragi de structurile care țin creierul în loc și, deci, și apar durerile astea de cap. Ca să dau o explicație un pic simplistă, dar cam asta ar fi. Ca să nu fugă, să nu se scurgă acest lichid, în primul rând, acul folosit trebuie să fie cât mai mic posibil și sunt tip, ca se numește pencil pen, deci de tip creion, care este cel care va împinge la o parte fibrele din dura mater și nu le va tăia, de fapt. Deci este problema de material, în primul rând, și deci acul cât mai mic posibil și, bineînțeles, asta se poate preveni. Vorbim aici, bineînțeles, de rachianestezie. Problema când apar dureri de cap, când se face o epidurală, o peridurală pentru naștere, este atunci când este, de fapt, un eșec când ai mers prea departe cu acul respectiv și cu un ac care este, în acest caz, mai mare, mai gros, pentru că trebuie să lași cateterul pe care îl treci în acul respectiv, în spațiul epidural. Când te-ai dus prea departe cu acest ac, ai făcut o gaură în dura mater și se scurge lichidul și apar durerile acestea de cap. Dar astea sunt rare și sunt tratamente și pentru, în acest caz, cafeina este unul dintre tratamente, într-adevăr. De aici vine mitul de a bea cafea și de a bea mult după rachianestezie, dar nu ar trebui să fie cazul, pentru că aceste accidente ar trebui să fie rarisime, de fapt. Există o limită de vârstă atunci când vorbim despre anestezie? Puțin mai devreme mi-ați vorbit de doamna de 100 de ani. Nu există o limită. De la nou-născut și până la orice vârstă, există anestezie reglată, așa cum ați spus, și pe tot ceea ce are pacientul respectiv, pe patologie, pe vârstă, pe... Deci, bineînțeles că la o persoană fragilă în vârstă, o anestezie generală poate să fie o agresiune cerebrală, da? Deci atunci poate fi agresiune cerebrală, să zicem. Am putea să considerăm că în orice moment ar fi o agresiune pe undeva, dar, bineînțeles, la cineva fragil, care are deja probleme de memorie și mai departe, poate să fie o agresiune cerebrală și poate să fie considerată ca atare. Dar ce facem? Avem o persoană de 105 ani, să spunem, de exemplu, care are o tumoare de colon și care vine cu un sindrom ocluziv, cu ocluzie, adică nu mai avansează nimic. Deci ce facem? O lăsăm să moară suferind sau operăm știind că poate are antecedente cardiace, poate aceste situații de urgență. În orice caz vom opera și știm că luăm un risc, vom discuta cu familia, spunând că este un risc, în primul rând, din cauza operației respective, pentru că pot fi complicații, pot să fie o peritonită, pot să fie perforația intestinului și la mai departe, dar chiar și să spunem, aveți o mamă, o bunică de 100 de ani, care are dureri atroce din cauza unui șold, care o fractură de șold sau că pur și simplu este o distrugere a șoldului. De ce să interzicem o proteză de șold doar din cauza vârstei? Nu, trebuie să facem în așa fel încât să fie totul bine pentru pacient. Știm că riscurile sunt mai mari la 105 ani decât la 25, dar din păcate sau din fericire, toți pacienții noștri nu au 25 de ani fără antecedente și în general sunt pacienți care sunt mai în vârstă și care au nevoie de îngrijire. Și mai ales, vedem asta din ce în ce mai mult în ultimii 20 de ani, pentru că media de vârstă crește. Deci avem persoane care au 85 de ani și sunt la fel cum erau pacienți de 65 acum 20 de ani. Sunt foarte în formă, fac sport, deci avem pacienți care sunt la 85 de ani care spun, păi, eu fac 10 km de bicicletă în fiecare zi, mă ocup de grădină. Nu, vârsta nu este o limită. Încă o dată, este și activitatea fizică care contează, dar și tipul de urgență și de intervenție. Și un pacient care spune, eu mi-au riscul, știu că sunt cardiac, dar mi-au riscul pentru că durerile sunt foarte mari și sunt acum în fotoliu pentru că mai pot să mă ridic, dar știu că am o problemă cardiacă, dar prefer să fiu operat, ok. Discutăm, notăm că ne-am pus de acord cu pacientul și familia de riscuri respective și mergem înainte. Dar ponderea celor care acceptă să fie operați la vârste înaintate, comparativ cu cei care refuză, adică ponderea celor care acceptă este mai mare. Mie mi se pare că în România este un gen de resemnare și parcă nu ar mai dori să fie operați la o vârstă înaintată. Nu știu dacă este din partea pacienților sau din partea medicilor. Medicilor. Și a familiei. Deci este o idee. Vedeți? Când vă uitați la televizor sau vă ascultați la radio, eu sunt un pic șocat uneori când spun o bătrână de 65 de ani. Da. Ce înseamnă o bătrână de 65 de ani? Deci, este o femeie tânără la 65 de ani. Nu înseamnă că este tânără pensionară, că este bătrână.
chiar și la 75 sau la 80 de ani. Persoanele sunt tinere, depinde de activitatea pe care o au și așa mai departe. Deci nu este, cred că este cumva mentalitatea colectivă că o persoană care este la pensie este bătrână sau că la 75 de ani nu te mai operezi pentru că ești prea bătrân, chestii nu sunt deloc adevărate pentru mine și este doar de ceva care este în mentalitatea colectivă care ar trebui să ne debarasăm în definitiv. Domnule doctor, comunitatea de medici, comunitatea de medici din România, ați spus că e destul de numeroasă aici în Franța. Există o legătură între dumneavoastră, medicii români aflați aici, în Strasburg? Există asociații, există și la Paris, există și un grup internet în Strasburg la care particip, dar sunt legături destul de mici, să spunem așa, dar ne cunoaștem, mulți dintre noi ne cunoaștem, bineînțeles, sunt foarte mulți, deci nu cunosc toți medicii români care sunt în Strasburg, și, dar medicii cu care lucrez, care sunt români, dar întrecem în relații destul de strânse, deci suntem foarte numeroși în Alsacea. Ceea ce m-a făcut la un moment dat să spun gluma respectivă colegilor francezi, întrebam când apăruseră foarte mulți medici în sudul Alsaciei la Mulhouse, le spuneam, știți care este a doua limbă cea mai vorbită în spitalul din Mulhouse? Și mi-a spus română, zic, nu, franceză. Ce drăguț, într-adevăr, este foarte drăguț. Dar legăturile, asta mă gândeam, comunitatea aceasta de români din Strasburg este o comunitate care se reunește din când în când? A spus că nu-i cunoașteți pe toți, dar știți că sunt numeroși, totuși. Sunt numeroși, o parte dintre ei și dintre noi ne întâlnim la biserică când sunt... Nu neapărat suntem la sărbătorile mari. La sărbătorile mari, exact. Și la invitația consulatului sau ambasadei când sunt organizate evenimente. Și altfel ne vedem în afară, dar nu există deocamdată, după câte știu eu, întâlniri formale între toți medicii și ar fi prea mulți ca să ne putem întâlni. Deci ar trebui închiriată sala de congrese din Strasburg ca să vin toți, probabil, din Alsacea. Dar această organizare în asociație nu ar ajuta mai mult să aveți o legătură mai profundă unii cu alții? Probabil că ar ajuta, dar în definitiv cred că prietenii se fac mai degrabă pe afinități și pe specialități, pe când avem nevoie de unul de altul, decât pur și simplu din cauza unei... Nu faptul că suntem români ne face să fim prieteni, ci faptul că ne cunoaștem și că ne apreciem reciproc. Mai mult decât, bineînțeles că ai o curiozitate și o, deci te întrebi, da, am văzut că este numele respectiv, sun, vorbesc românește, da, și vorbim, trecem pe română, bineînțeles că fluidifică de multe ori legăturile când avem ceva în plus față de ceilalți. Dar relațiile sunt foarte bune și cu medicii francezi, deci n-aș putea să spun că asta e o condiție pentru ca lucrurile să meargă bine când suntem între noi, cum ar veni. Ce specialitate au, știți, cei care sunt în Franța, cei mai mulți? Sunt toate specialitățile, practic, acum. Acum sunt medici generaliști, la urgențe sunt chirurgi, anesteziști, sunt, dacă luați anuarul Spitalului Universitar, de exemplu, veți vedea că practic în fiecare serviciu este cât un român, dacă nu mai mulți. Îmi place legătura despre care ați vorbit cu medicii din Franța. Ea s-a creat de la început, au fost deschiși atunci când ați venit într-un spital în care, să zicem, la vremea aceea poate erau mai puțini români sau... Eram foarte puțini la respectivă când am ajuns eu. În facultate eram foarte puțini, eram câțiva studenți români, foarte puțini. Cred că am să-i număr pe mai puțin de 5 în facultate. Și bineînțeles că au venit foarte mulți după 2007, după intrarea României în Uniunea Europeană. Când vii ca student, integrarea este destul de ușoară, pentru că, în definitiv, sunt colegi pe care îi vezi la cursuri, îi vezi în stagiile din spital, pe urmă lucrezi cu ei și este ușor. Nu cred că a fost la fel de ușor pentru medicii veniți după 2007 sau care au venit direct ca medici să se instaleze, pentru că este o dublă barieră. Este cea lingvistică, sunt unii dintre medicii români care nu aveau o cunoaștere a limbii franceze perfecte, deci asta poate să fie, să creez o mică reținere. Și pe de altă parte este necunoașterea sistemului medical, deci necesită un timp de adaptare, pentru că sistemele sunt diferite. Și aș insista un pic aici, medicii care vin din România, deseori, în cea mai mare majoritate, sunt buni, sunt bine formați,
Dar trebuie adaptarea la sistemul medical și sistemul medical în Franța este totuși foarte diferit de cel din România din mai multe puncte de vedere. În primul rând, asistentele medicale sunt foarte bine formate și pot veni cu sugestii care trebuie luate în calcul și este uneori greu pentru medic venit ce vine asistenta să-mi explice mie ce trebuie făcut. Ori asistentele sunt cele care cunosc foarte bine funcționarea serviciului, de multe ori ideile vin în urma 20 de ani de experiență în serviciul respectiv, trebuie ascultate și ierarhia nu este chiar atât de strictă poate cât este în România. Și am învățat foarte mult de la asistente. Bineînțeles că când explici și spui de ce vrei să faci ceva care nu este ca de obicei, eu înțeleg foarte bine, dar nu ai nevoie să te impui sau să explici că eu sunt medic, tu ești asistente, deci trebuie să faci ce spun eu. Deci este o discuție și aici este chiar o mare diferență, pentru că fiecare suntem o rotiță dintr-un mecanism care face ca totul să funcționeze bine. De la brancardier, care are un rol important când aduce pacientul în bloc operator. Nu numai acel de a îl pune în pace, de a-l aduce. Deci este, de exemplu, la noi o barieră suplimentară. Deci va verifica identitatea pacientului, cine îl operează, de ce este operat, dacă a mâncat când a trebuit, a băut ultima oară și mai departe. Și încă o persoană care va atrage atenția. Vedeți că l-am adus aici, dar îmi spune că a băut acum o oră. Deci, stop, se oprește. Deci, brancardier. Da, brancardierul este foarte important. Altceva, brancardierul, am mai spus chestia asta în trecut, faptul că un brancardierul care se aduce pacientul, în loc să spună, cum spuneau acum câțiva ani înainte să-i formăm, vă las aici, o să vină să se ocupe echipa de medicală, curaj. Acum nu mai spun curaj, le spun pacienților, vă las aici și voi veni să vă iau după operație, eu vă duc înapoi în camera dumneavoastră. Se schimbă tot raportul pacientul, da, care zice, ok, brancardierul este sigur că tot va fi ok și că ne vedem după aia. Deci de ce să fiu stresat în definitiv? La fel, femeia de servici care curăță în sală de operație este foarte importantă. Păi dacă este sala murdară între doi pacienți, păi cum putem să ne așteptăm să reușească bine operația? Degeaba dacă este o infecție nozocomială. Și la mai departe, asistentele medicale. De exemplu, la noi sunt asistentele medicale care vor face checklist, de exemplu, înainte să începem, este checklist. Deci, ne ocupăm de doamna Xulescu Margareta, care vine pentru operație partea stângă, shoulder. Sunt probleme din punct de vedere anestetic, ceva ce trebuie relevat din punct de vedere chirurgical, dacă aveți tot instrumentarul la dispoziție și așa mai departe. Asta este obligatoriu și o facem înainte de fiecare operație. Și asta este făcut de asistentă în sală, de exemplu. Și toată lumea se oprește din ceea ce face și ascultăm și răspundem la întrebări. Toate aceste mici lucruri puneți cap la cap fac ca pentru pacient parcursul să fie cât mai lin, cât mai scurt și cât mai benefic. Deci nu ajungi să ai un medic foarte bun și tot ce este în jur contează ca parcursul pacientului să fie cel mai bun posibil. Legătura cu țara este în continuare, veniți totuși mai rar în România, dar totuși aveți legătură cu prietenii, colegii de acolo, da? Întotdeauna este o legătură strânsă între dumneavoastră, n-ați uitat România, știți exact unde există fiecare oraș, așa cum l-ați cunoscut dumneavoastră în momentul în care ați plecat. Dar un plus valoare pe care îl aduce totuși o experiență de 33 de ani, sunteți de 33 de ani în Franța, nu vă ce cu gândul să reveniți, pentru că lucrurile sunt foarte organizate aici, nu? Ar fi un sistem diferit, de fapt, deci o readaptare la un sistem diferit. Sincer, nu m-am gândit serios, haideți să vedem dacă mi-aș găsi un loc unde să lucrez în țară. Pentru că, în definitiv, sunt bine unde sunt acum și familia este aici, copiii mei sunt la școală, vorbesc românește, bineînțeles, toți trei. Foarte frumos, felicitări! Și pentru că au vrut să învețe, deci nu a fost o obligație. Deci noi vorbim și franceza și româna acasă, trecem de la una la alta destul de ușor și copiii au început să vorbească românește din ce mai mult. Mă întorc destul de des în țară, în fiecare an, în ultimii ani. Am fost cel puțin o dată și am schimburi cu colegii și mi s-a întâmplat și să particip la mici acțiuni, deci și de consultanță, să spună benevolă, bineînțeles, în țară. Sunt schimburi interesante, pentru că sunt lucruri interesante care se fac, sunt unele pe care le-aș ameliora, bineînțeles, dar interesant, întotdeauna interesant. Timpul s-a scurs foarte repede, nici nu știu când a trecut, cu gardă, cu pacienți, cu tot ce puteam avea, într-adevăr, la o astfel de întâlnire extrem de importantă.
Nu pot să închei însă fără a vă ruga să transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri și prietenilor, colegilor dumneavoastră medici. Da, și avea un dublu mesaj. În primul rând, medicilor din România, dacă aș avea un mesaj, ar fi acela de introspecție, în definitiv, și de... Deci această cultură a greșelii, analizei greșelii, a riscului, asta este ceva foarte important, care cred că ar putea ameliora clar actul medical și siguranța pacienților din România. Românilor, în general, le-aș spune că evoluția României în ultimii 30 de ani este fantastică și că trebuie să fim mândri de drumul pe care l-am urmat. Și ar trebui să fim un pic mai încrezători în viitor, mai încrezători în actul medical și poate să, în general, ca români, să ne interesăm mai mult cum să ameliorăm lucrurile decât să găsim vinovații când ceva nu funcționează corect. Mulțumesc foarte mult domnului doctor Radu Lupescu, de aici, de la Strasburg, ne-a adus toate informațiile de care aveam nevoie într-un domeniu atât de vast precum anestezia. Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, așadar un îndemn extrem de prețios. Să credem în sistemul sanitar, să criticăm mai puțin, poate să punem umărul pentru ameliorarea acelor probleme cu care ne confruntăm, care pot apărea zi de zi. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne sunteți alături și de aici, de la Strasburg. Vă doresc și vă urez ca de fiecare dată prețuiți sănătate! Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.